Genul programului pamflet. A început bine săptămâna. Cum altfel, dacă aflăm că s-a aprobat legea conform căreia, orele petrecute de angajați în drumul spre locul de muncă la începutul zilei, respectiv din spre locul de muncă la sfârșitul fiecarei zile, vor fi luate în considerare drept ore de lucru. Așa a decis Curtea Europeană de Justiție, care motivează că astfel protejează sănătatea și siguranța angajaților. La prima vedere, am putea spune cu satisfacție că de mâine muncim fie mai puțin, fie pe bani mai mulți, ceea ce pentru suceveni, campioni la venituri minime pe economie, ar fi mană cerească. Din păcate, nu vom avea niciun beneficiu din asta, pentru că distanțele în acest orășel sunt nesemnificative, în ciuda faptului că traficul e infernal și oamenii chiar pierd ore întregi în trafic. Cum însă s-ar calcula un asemenea beneficiu dacă nu în funcție de distanța de la domiciliul angajatului la sediul firmei? Greu! spre imposibil de dovedit că faci 4 km din Burdujen până în centru în mai bine de o oră. Unde mai pui că patronul, șeful, directorul nu are niciun interes să-i țină angajatului partea. De altfel, nici bine n-a ajuns vestea de la Curtea Europeană de Justiție că avocații au și identificat posibilitatea ca unii să facă abuz. Nu doar la Suceaba, nu doar în România, ci în întreaga Uniune Europeană. Aceeași decizie face referire și la concediul medical. Angajații care se îmbolnăvesc în timpul concediului anual de odihnă vor putea să ceară reprogramarea concediului de odihnă. Extraordinar! E și firesc să fie așa. Atâta vreme cât numai de odihnă și relaxare, n parte când ești suferind. Unii însă pun la îndoială bunele intenții ale angajatului și consideră că acesta ar putea să-și mărească dreptul la concediu, declarând că este bolnav, deși. Nu este adevărat. Trebuie să recunoaștem că această tehnică s-ar potrivi de minune românului, care ar folosi-o din plin, și totuși cred că nu e cazul să ne panicăm, nu e momentul să bănuim pe nimeni de necinste, că nu știu, zău, cine din această țară va beneficia de noile decizii ale Curții Europene de Justiție. Poate la Luxemburg, acolo unde funcționează această instituție, vor fi respectate noile prevederi. România, însă. E o altă planetă pe care activitatea nu va fi perturbată de această veste bună. Un punct de vedere, Alina Mihaescu, sunt cele bune.